7 și o prezentăm pe nimeni alta decât Roxana Buzoiu. Bună seara! Bună seara, bună seara, șerpoaica Roxana, verde smarald. De ce șarpe, Roxana? Păi îmi place să susâi așa, să fiu perversă. Cine ți-a susâit ochiului în această seară în gala RXF? Care luptător ți-a plăcut? Favoritul meu a fost Angelo. Mă uit de mult timp după el, dar are iubită săracu, n-am ce să fac cu el. Dar luptă foarte bine. Mă bucur foarte mult că i-a ars pe toți. Bravo, Angelo! Roxana e o prietenă veche de noi. Stai puțin, a zis, are iubită săracu, n-am ce să fac cu el. Păi nu, l-admiră și atât. Păi nu, săracu, că e cu ea și nu-i cu mine. Da, dar vezi ce bun simț, a zis, mare iubită, e... Respect relația, că este o persoană fidelă și așa e frumos. Să fiu respectoasă, dar este mai bine lângă mine. Lasă, Angelo, te aștept. Auzi, Roxana, dar vrei să-i faci lor declarație? Nu de alta, dar uite, la noi aici în RXF se fac cereri de copii, de căsătorie copii. Facerea de copii. Nu, mai respect relația, serios. Mă bucur pentru el și pentru toți luptătorii care au câștigat aici și cei care n-au câștigat. Mă vadă de curaj. Că au avut curaj să intre în cușcă, exact, da. Eu nu cred că o să am curaj vreodată. Am fost la domnul să ne antrenăm puțin, ne-a lăsat. A ajuns Roxana Buzoiu și lasam la sală la mine, să știi. Da. Important e că am ajuns. Și cum a fost domn profesor, eleva? A început să progreseze și s-a lăsat. Când a început sparingul, am fugit acasă. Când a început Roxana sparingul, a zis, merg la sala polivalentă să mă văd cu Ionuș și la mine. Era singură în sală și toți băieții pe mine, de-aia m-am văzut ușa atât de tati, nu m-am mai întors de atunci. Domnul știe. Roxana, noi te...